Doamnelor și domnilor, un moment de bucurie astăzi cu domnul academician Ovidiu Bojor, părintele fitoterapiei din România, o personalitate a științei și a cunoașterii și mai ales a vieții, domnule profesor, domnule academician. Mi-ați spus să vă spun simplu, domnule Bojor. Cel mai bine. Mulțumesc că ați acceptat să fiți aici. Exact înainte să începem emisiunea, vorbeam despre maniera în care societatea actuală este supusă unui tip de război și spuneați că e cel mai periculos. Da, poate războiul mediatic, așa îl numesc, da. Care ce înseamnă? Informare greșită, dezinformare și manipularea maselor prin neadevăruri, prin infiltrarea în conștiința oamenilor, și aici e cel mai periculos, că nu e de ordin material, în gândirea lor, în spiritul lor, atât ce este mai rău posibil, intenționat făcută ca să distrugă suflete. Și lucrul acesta este valabil și legat de stilul nostru al fiecăruia de viață, un stil sănătos, adică mediatic suntem împinși să nu ducem un stil de viață, să nu avem un stil de viață sănătos, nu? Cred că am uitat un lucru. Vorbesc de edificiul acesta superb, omul. E o clădire pe 3 etaje. Mental, spiritual și fizic. Ori acest lucru este extraordinar atâta timp cât reușim să stăm pe verticală și să merităm numele cel puțin de Homo sapiens, dacă nu de Homo sanctus. Homo sanctus. Către care tindem cu toții. Dumneavoastră l-ați atins, domnule academician, domnule Bojor? Cu pași înceți mă îndrept spre. Da. Anul trecut, când am împlinit 88 de ani, a venit răspunsul. 88, da. L-am pus pe orizontală. A spus pe orizontală. Și vin de la minus infinit și mă îndrept către plus infinit. Superb. Acum sunteți practic spre plus infinit? Da. Din ce în ce mai aproape. Da. În fiecare zi, în fiecare an, cât mi-a dăruit natura și Dumnezeu, sunt din ce în ce mai aproape spre veșnicie. Spre ceea ce ne face să fiu tot timpul cu zâmbetul pe buze, cu încredere. Da. Nu ne frică de moarte. Moartea e abia începutul adevăratei vieți. Și lucrul acesta, iată, când ați atins subiectul, am simțit profundă emoție, pentru că cu toții, când ne raportăm la aceste lucruri, cred că teama de moarte este o teamă fundamentală care generează toate fricile noastre, domnule Bojor. Acei care au trăit demn, au făcut bine, s-au dăruit celor din jur, veți observa și sfinții, murim cu zâmbetul pe buze, că nu ne frică. Da. Și asta este în tradiția noastră traco-geto-dacică, o consider prima religie monoteistă, deoarece prima credeau religie în nemurirea sufletului, în perenitatea sufletului. Da. Când alții aveau idol, aveau fel de zei, Zamoxis era și zeu, și medic, și vindecător, și, vedeți? Da. Acest lucru este ceva însădit în poporul român, ancestral. De aceea și creștinismul a pătruns mult mai repede la noi, fiindcă era un singur Dumnezeu. Vedeți? Ați făcut atât de multe lucruri, ați împărtășit, vă simțiți împlinit, domnule Bojor? Simțiți împlinirea unei aventuri numite viață, colosale
pe care ați avut-o și o să vorbim despre aventurile noastre. Aventuri în ghilimele. În ghilimele, da. Sigur că da. Bine, mici aventuri când eram mai tânăr, am avut ca orice. Aia altceva. Da, Himalaya, asta este o mare aventură. Chiar dacă, sigur, cuvântul aventură poate să trimită spre... Nu numai Pamirul, Caucazul, ceilalți munți pe care Alpi, de la Pirinei până în Caucaz și așa mai departe. Pentru mine muntele n-a însemnat performanță sportivă niciodată. Pentru mulți merg să cucerească muntele. Pentru mine, muntele m-a cucerit. Sunteți un cucerit de munte, da. Domnule Bojor. Și m-a învățat un lucru extraordinar, muntele, pe măsură ce cu efortul fizic și spiritual mă înalț din ce în ce mai sus, orizontul e mai larg, se deschide. Da. Și asta în toate. Da. În știință, în iubire, în artă, în toate. Asta e semnificația ascensiunii. Ascensiunea din toate exact. Epopeele într-o devenire. Într-o devenire. Asta e un lucru extraordinar. Și abia când ai ajuns în vârf, îți dai seama că ești mic și de aici, din vârf, începe orizontul infinit. Orizontul nemărginit înseamnă universul. Da. Și aici fac marea mea iubire, a fost totdeauna pentru creator și pentru creație. Creator și creație. Creația, suntem martorii creației. Martorii creației și ființe. Dar începând de la furnică și până la Homo sapiens, toți au dreptul la viață, de la plantă și până la arbor și așa mai departe, au dreptul la viață din moment ce au fost creați de Creator. Deci, în fiecare zi mă gândesc la Creator și la creație, iar creația o iubesc cu tot sufletul și am mai făcut un lucru și îl fac în continuare, am pretenții minime de la viață, sub aspect material, și dăruiesc cât mai mult, mai puțin sub aspect material, fiindcă dacă n-am pretenții materiale, dacă aș avea, aș dărui mai mult. Dar sub aspectul spiritual, dăruiesc din tot sufletul meu și asta m-a condus în viață, să ai pretenții cât mai puține și să dăruiești cât mai mult. Primiți 500 de scrisori anual, scrisori de mulțumire, ați vindecat oameni prin plante, chiar dacă nu le-ați numai spus... Prin plante, nu numai prin plante, ci și prin credință. Prin credință. Fiindcă un spirit bolnav, dezechilibrat, nu poate fi sănătos. De aici pleacă majoritatea relilor, bolilor, necazurilor, supărarea. Românii spun foarte... A murit de inimă rea. Poți să mori. De inimă rea, de supărare. Și trăiești mult de inimă bună, însă. Trăiești infinit. Pleci cu... Inima bună, ce frumos sună. Ați reușit să mergeți prin lume în timpuri în care puțini oameni puteau să facă lucrul acesta. Și este... În perioada... Ați fost expert al Națiunilor Unite și ați putut să plecați din România și să cunoașteți lumi cu totul și cu totul aparte, fără să fiți înregimentat politic. Cum a fost lucrul acesta posibil, domnule profesor? A fost posibil foarte simplu, fiindcă în sistemul ONU nu există, în primul rând, serviciul acela de cadre, unde îți răscolește trecutul și te încadrează într-o anumită categorie. Da. Acolo există serviciul cel mai minunat, totul e computerizat și cadrele sunt computerul. Trimis datele când ai fost propus sau chemat la ei, câte lucrări științifice, câte brevete ai avut, câte conferințe, câte participări internaționale, câte cărți ai scris. Dumneavoastră ați fost propus, cum a ajuns această informație despre dumneavoastră în computerul? Statelor Unite, din fiecare țară, inclusiv din partea estică în perioada respectivă a Europei,
după s-a lansat o campanie de selectare a unor cadre în fiecare în domeniul de specialitate. Electronică, fizică, matematică, da, botanică, fitoterapie și așa mai departe. Deci au fost selectați și în felul acesta la Institutul de Cercetări la care lucram pe strada Aviator Sănătescu am primit și eu, am fost selectați vreo 5 persoane, fiindcă eram foarte bine pregătiți, aveam să făceați cercetare științifică, da, aveam laboratoare dotate, lucrările noastre erau recenzate în Chemical Abstract, în Statele Unite, în Chemische Zentralblatt, în Germania, în Uniunea Sovietică, Chemical Novosti, ei nu prea cunosc limba rusă, dar erau recenzate lucrările noastre. Și atunci, în banca de date a specialiștilor pe diferite, da, domenii, erau nominalizați cei care semnau lucrările. Și a fost foarte simplu, în felul acesta. Fără nicio pilă, fără nimic. Iar când s-a încercat să mă înlocuiască pe mine... S-a și încercat lucrul acesta. S-a încercat, da, că era invidie, era și să înlocuiască plus că nu erați membru de partid, om, nu? Și nu eram nici membru de partid, au trimis ofertă și a fost respinsă. Mm-hmm. Fiindcă nu îndeplinea condițiile respective, persoana, da, respectivă. Da. De merit. De, da, merit. Și în fine, am scăpat și de... Ați scăpat. Și ați ajuns, da, ați ajuns, da, unde? 10 ani am... Prima dată când ați plecat din, da, România, unde, unde ați ajuns? Prin Națiunile Unite. Prima dată am făcut transasiaticul, vreo 40 de mii de kilometri, cu două mașini laborator ARO, plecând de la București, străbătând 7 țări, puncte vamale, până aproape de Thailanda. Am făcut. Cu două mașini ARO. Cu două mașini ARO. S-au defectat? Și cu un... Nu, au mers foarte bine. Și ARO era o mașină de teren foarte bună. Și unul din obiective a fost Afganistanul, unde în a doua misiune am lucrat 9 luni de zile înainte de invazia sovietică a Afganistanului, iar al doilea obiectiv a fost Nepalul. Nepal. Nepalul, sediul la Kathmandu, unde era un institut de cercetări similar la care lucram în București și m-am înțeles foarte bine cu colegii mei de acolo. V-a atras în special Nepalul, zona aceea, de ce? Da. Pentru munca dumneavoastră? Ce se întâmplă acolo? Acolo, spre deosebire de țara noastră, în Nepal, în Bhutan, în Sikkim, în nordul Indiei, sunt peste 6.000 de specii de plante, dintre care cel puțin 80% utile, fie alimentare, fie suplimente, fie medicinale și așa mai departe. E o floră foarte bogată. Noi avem 3.600, cam jumătate. Jumătate avem? Din floră. Fiindcă acolo ce se întâmplă? Este, așa am numit-o și probabil voi scrie o carte, țara anotimpurilor pe verticale. Acolo găsim absolut toate condițiile climaterice de pe glob. Este partea subtropicală, da, subtropicală, da, unde bananierii se coc, portocalele, toate fructele acestea exotice, iar, da, la o distanță de numai 20 de kilometri trecem în zona temperată, în zona intensiv continentală și numai departe de încă 10-15 metri, kilometri, în zona arctică, polară, ghețurile veșnice. Da, da. Deci este o sinteză. Anotimpuri pe verticală. Anotimpuri pe verticală. Iar noi întregem prin anotimpuri întotdeauna un spațiu orizontal. Exact. Da. Iar anotimpurile pe verticală, dacă ne raportăm și la populațiile respective, sunt oameni care trăiesc pe verticală. Sunt de o cinste, așa cum sunt încă și erau oamenii noștri de munte, nu muntenii, oameni de munte. Muntenii noștri care sunt... Exact. Au o climă mult verticală. Da, ce și eforturile lor, da, da, cu vitregile naturii, supraviețuirea îi face să fie curajos, își face să fie demn, să fie cinstiți, să nu irosească nicio clipă,
muncă, afară de sărbători, când și ei, ca toată lumea, să distreagă. Etica anotimpurilor verticale, da, e, da, un, vedeți? E superbă, este metaforă. Pune amprenta asupra, da, vieții sociale, vieții familiare și poate asta mi-a plăcut. Foarte, da, bun. Deci flora, verticalitatea, oamenilor și flora. Cumulat, cât ați stat în Nepal, în acea zonă? Păi, primele misiuni, sunt trei faze a fiecare misiune într-o țară. Este, prima este de 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună maximum, contactul cu autoritățile locale. Faza a doua, intrăm în contact cu specialiștii, da, din domeniul respectiv, ne alegem parteneri de muncă în timpul că suntem și ultima fază este desăvârșirea proiectului inițiat de noi. De exemplu, în Nepal am făcut prima fabrică de medicamente din resursele lor naturale. Ați făcut în ce sens? Ați contribuit la... Am contribuit. La concept? La concept. Guvernul sau realitatea nepaleză a pus clădire, o clădire și fonduri la investiție pentru clădire. Eu le-am făcut peste 50 de formule diverse din, cunoscând foarte bine că întâi am cartat flora nepaleză să văd care resursele. Așa cum ați făcut și cu cea din România. Ca și, da, la, da, fel ca și în România. De altfel, metodologia cartării a devenit cu timpul metodologia oficială a Națiunilor Unite pentru țările în curs de dezvoltare. Metodologia dumneavoastră? Da. Pusă la, în Carpați, timp de 20 de ani am lucrat la acest lucru, a devenit oficială pentru toate țările în curs de dezvoltare, ținând seama de valorificare și protecție. Protecție și valorificare. Da. Protecția mediului, valorificarea rațională, ca să nu se distrugă sistemele, resursele lor, da, naturale. Și după aceea am trimis la specializare 4-5 colegi de la institut în străinătate, în Germania, în Franța, în Italia, să se specializeze din fondurile alocate proiectului meu. După aceea am utilat cu utilaje cât mai bune și cât mai moderne fabrica și acum funcționează. Fiindcă înainte toate plantele din Himalaya erau cărate în India, acolo erau prelucrate și trimise înapoi la prețuri de 10 ori mai mari. Vedeți? Da. Acest lucru am încercat să-l facem și în România și acum reușim încet, încet, ca să valorificăm resursele de plante medicinale în industria autohtonă românească. Dumneavoastră, de cât timp nu ați mai luat un medicament de sinteză? Pentru dumneavoastră. E greu să cuantific. Acum vreo 6 ani am făcut o dublă pneumonie din cauza mea. Din greșelile, da, mele, da, că omul mai greșește. Și atunci am apelat, sigur, și la medicamente de sinteză. De sinteză. Da, da. Dar, în general, trebuie să recunoaștem și medicina alopată și medicina terapiile naturale. În caz de urgențe, poți apela și trebuie să apelezi la cele mai moderne produse. Da. Dar pe termen cât mai scurt. Pentru că au tot timpul efecte secundare. Și, deci, pentru bolile cronice, nici într-un caz. Bolile cronice se tratează prin alimentație. Și alimentul să vă fie medicament. Hipocrate spunea. Da. Exact. Prin alimentație, prin stilul de viață și prin produse naturale, pure, necontaminate, așa numite ecologice sau produse bio. Cum se face că un produs natural nu are efecte secundare? De ce? În primul rând, datorită faptului că este rezultat al creației, a naturii. Da. Fără intervenția brutală a omului cu fungicide, pesticide, cu ierbicide, cu combaterea dăunătorilor, cu chimicale care otrăvesc nu numai planta și solul. În al doilea rând,
Mai e un aspect. Ați auzit de manipulările genetice. Originea acestor manipulări genetice este din doctrina diabolică marxist-leninistă. Să schimbăm natura, să transformăm natura. Să supunem natura. Să supunem. Să fim în război cu ea. În război cu ea. Da. Când natura e perfectă, noi vrem să o stricăm cu orice preț. Vedeți ce greșeli mari facem. Da. Avem atâtea metode de combatere a dăunătorilor, tot cu produse naturale, din plante, din extracte din plante care distrug dăunătorii. Sunt și anumite băuturi comerciale, nu le numesc, dar colorate și destul de dulci, care au efecte insecticide foarte puternice, se comercializează în toată lumea. În America, când am fost ultima dată, am întrebat, păi, americanii, de ce nu băți băutura respectivă? Nu fac reclamă acum și să spun firmă. Păi, noi nu bem, că o facem pentru voi, pentru lumea treia. Și o mai facem pentru ceva, pentru plantațiile, unde merg cisterne în fiecare zi, cisterne cu băutura respectivă, să stropească culturile de bananierii, portocalele, citricile și celelalte fructe exotice. Vedeți? Nu mai găsim un fruct curat în comerț. Exact. Și al doilea lucru, banane nu au gustul ca în zona respectivă. Să coc pe vapor, pe drum, în timp. Da. Ca să le conservi, indiferent că zarzavatul sau roșii, sunt tratate chimic. Deci, mare atenție, coaja trebuie înlăturată. Dar intrăm în domeniul, asta vreau să te sfatui, un sfat important, să înlăturăm coaja, indiferent dacă e legumă sau fruct. Da, să înlăturăm, fiindcă, în special, la roșii și la citrice, sunt niște substanțe foarte dăunătoare. Roșia, o roșie de import, durează 3 luni, fără să se strice, o roșie românească 3 zile, care n-a fost tratată. Și atunci, din motive comerciale, dar nu mai vorbesc de industria aceasta alimentară, care a devenit o principală sursă de îmbolnăvire a oamenilor, începând de la obezitate, la bolile cardiovasculare, și până la boala canceroasă, să știți, e datorită acelor substanțe, edulcoranți artificiali, conservanți artificiali, aromatizanți artificiali, absolut toate artificiale, chimizate. Care ar fi două, trei principii, nu știu, în 3, 4, 5, 10 minute cu care ar trebui să ne obișnuim și să le incorporăm în alimentația noastră. Prin urmare, în timp ce spuneați de coajă, roșiile acelea mici, ceri, micuțe, și alea trebuie curățate de coajă. Acelea sunt mai puțin tratate și sunt, dar roșii acelea care când o taie, miezul jumătate e verde. Da. Coaja foarte grasă ca să protejeze. Da. Ce rămâne să mănânc, domnule Bojor, atunci, pentru că uite, vine iarna, locuim în București, nu? Ce mâncăm? Păi, aprovizionarea ar trebui să fie făcută 80% din produse românești. Din zone cât mai curate. Acum invers, 70-80% vin din import. Dar sper că în foarte curând se vor deștepta și românii ca să producă, și sunt foarte multe curente acum de așa zise, produse bio, fără tratamente chimice, fără nimic. Da. Mai e un aspect. Încă nu avem organizat sistemul de conservare în timpul iernii, unde sunt instalații speciale de răcire a mediului înconjurător, de umidificare ca să nu se spărcească cojile la mere, de exemplu. Da. Dar încet, încet, eu sper că și în acest domeniu vom face un pas înainte, mai ales că noi putem deveni, în concepția mea, una din principalele țări din Europa care să asigurăm o hrană sănătoasă. Dar eram grânarul Europei, nu? Eram. Putem să fim. Și aici aș vrea să intervin puțin. Noi, prin creativitatea noastră, prin munca noastră,
prin valorificarea grâului, porumbului, soia, rapiță și așa mai departe, o putem transforma, cum transformau alchimiștii în limele, în aur. Și atunci nu mai trebuie să dărâmăm munții ca să scoatem aur. Pentru Europa, hrana curată, frumoasă, pe care putem să o producem noi, o putem transforma în 24 de ore în lingouri de aur. Grâul nostru aur poate. Păi da, da, vedeți? Și am mari speranțe că vom merge pe acest drum. Și interesant, cred că nimic nu e întâmplător. Însă și președintele țării actuale vrea să devină agricultor. A cumpărat 300 și mai vrea să cumpere 200 de hectare, dându-și seama. Da. Să revenim cu picioarele pe pământ, exact. Să simțim pământul, să cultivăm, da, pământul. Vedeți? Asta a spus toată viața, să ne reapropiem natura pe cât care am pierdut-o prin betoane. Cât mai mult, să cunoaștem în, da, legile, da, să respectăm legile naturii, să ne integrăm în natură și să o crotim. Domnule Bojor, vreau să-mi spuneți despre cifra 5 în concepția, da, da. Cum ați întâlnit și ați atins, da, miile de metri și cele, da, 7000, cum ați întâlnit înțelepții locului din Himalaya, da, din Tibet. Mi-a plăcut organizarea lor în așa numitele panciate. Panci înseamnă 5, egdo etincea panci, 5. A deci, spus în tibetan acum sau în ce? În nepaleză? În nepaleză. Nepaleză, nepali, da. Ekdui tincea panci. Așa. Și pură, e foarte... De, n-au des. Des e 10 deja. Și sună, la, sună ca așa. Da. Și începând de la Cătun, de la sat, de la comună, e un consiliu, așa numit, cum era și pe vremuri la noi, sfatul înțelepților. Sfatul înțelepților. Înțelepților. Foarte mulți. Nu totdeauna în vârstă înaintată, dar oamenii care cugetau și care se remarcau prin înțelepciune. Și în felul acesta, peste 60% din cei aleși în conducerea țării respective sunt din aceste panciate. Deci sat, comună, district, până în toată țara. Și ei exprimă cu adevărat înțelepciunea poporului, fiindcă omenirea nu înaintează prin gloată, asta e părerea mea, ci prin vârfuri. Vârfuri? Prin vârfuri a înaintat, în pictură, da, în muzică, în știință, în artă, în absolut. Nu prin mase. Și atunci democrația, domnule, da, Bojor, da, este o lovitură adusă acestei concepții. Da, aceste concepții. Nu elitistă. Falsa, da, democrație. Nu acea veche elenă care era într-adevăr, da, democrație. Da. Asta care, cei care se pretind a fi democrați, dar numai cu falsă. Vedeți? Da. Aici, da, e Marian. Așa, și mergând mai departe, ce am mai descoperit în zona respectivă? Am mai descoperit sacralitatea. Unde se întâlnesc trei izvoare în locul acela, să face o troiță, cum e la noi, un mic templu, da, și loc sacru, unde în arbore se desparte în trei trunchiuri egale, ca și tulpina principală, arbore sacru. Și acolo se face un mic templu. Și oamenii care trec pe acolo se opresc puțin pentru meditații. Trei râuri mari care se întâlnesc, e tot loc sacru și acolo se face un orășel mic, cum e Base Camp din Himalaya, Trisuli, baza Trisuli, e tridentul, că și la ei au trident, numai în mitologia greacă. Deci... Dar lucrul ăsta nu se întâmplă peste tot în lume, la noi troița se construiește tot la o confluență, la o intersecție. Intersecție de drumuri, da, de... Sigur, da, sigur, da, că da. Sunt multe similitudini despre care vom povesti altă dată între civilizația lor și a noastră. Și nu se știe dacă de aici a plecat sau au venit sau s-au intersectat. Sau ne-au întâlnit pe drum. Da. Da, așa este. Și, deci, noțiunea de trinitate, da, e mult mai veche decât am adoptat-o noi în credința creștină. Sacralitatea. Trei.
La noi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Da, da, da. Așa. Și am mai descoperit într-o expediție, că am condus 4 expediții științifice în Nepal, în Ganesh Himal, un lucru extraordinar pe care, foarte pe scurt, vreau să-l relatez. Era la ora 2 noaptea. După primul somn, că noi ne culcam în corturi la ora 10, m-am trezit la ora 2 noaptea și bolta era plină de stele și în același timp și luna, lună plină și stele. Fiindcă acolo, fiind nefiind poluată atmosfera, la noi nu se văd stelele și luna odată, sau în orașe stelele abia clipesc câteva. Acolo era o constelație extraordinară. Mă aflam în muntele Ganesh Himal, așa se numea, muntele respectiv, lăcaș al zeilor, din familia Ganesh. Ei au o familie de zeități cu cap de om, trompă de... Ganesh. Uh-huh. Ei, părinții și 3 copii, toți cu trompă de elefant. Și localnicii care mă însuțeau, zice, aici e locașul zeilor Ganesh. Uh-huh. M-am uitat în jur, n-am văzut niciun zeu. Și atunci mi-a venit ideea, în acea noapte înstelată, extraordinar de frumoasă, cum numai în cosmos se vede, unde sunt zei? Când ne-am apropiat noi oamenii, ei au început să se retragă și au făcut 2 pași în spate. Înainte. Tot înainte. Înainte. Iar noi îi urmărim. Fuga după zei, e fuga după cunoaștere. Da. După perfecțiune, după iubire, după tot ce vreți. Fuga după zei. Am numit acest lucru. Superbă metaforă și este, nu e metaforă, e trăire. Ați trăit? Am trăit. Și de câte ori mă gândesc, vă emoționați. Ați ajuns în cosmos? N-a trebuit să mergeți ca domnul Prunariu sus acolo? Când am văzut imaginea care am proiectat-o, zice, exact așa e în cosmos. Da, da. Da. Și atunci l-am întrebat. După ce fugiți? După zei sau după altceva? Că am pus în brigade, împreună cu... Și multe am învățat, știți? Și mai ales m-au preocupat similitudinea gândirii dintre diferite civilizații ale popoarelor, care în domeniul meu de specialitate în fitoterapie, am constatat că, deși populații la distanțe de 10-15 mii de kilometri una de alta, folosesc una și aceeași plantă sau plante din alte familie cu compoziție chimică similară. Cum vă explicați lucrul acesta, domnule Bujor? E foarte greu de explicat. Singura explicație, nu știu dacă chiar perfect logică, este că în timpurile trecute, foarte înaintate, exista alt fel de comunicare între civilizații, comunicarea mentală, pe care treptat am pierdut-o folosind o aparatură falsă pentru a putea comunica. Era o proprietate a acestor oameni, adică își transmiteau ideile, gândurile toate, care plutesc undeva în atmosferă. Nimic nu-i nou, de acolo le culegem. Domnule academician, în acest studiu a fost Howard Charing, care a fost o persoană care s-a preocupat mult de cultura șamanilor din pădurea amazoniană. Și mi-a spus un lucru cu totul aparte. Când am întrebat, domnule, dar cum au ales ca să fac prepare ayahuasca, acea băutură, trebuie folosite 2 substanțe, 2 plante. Dacă nu sunt exact cele 2 plante, nu mergea. Și a spus așa, plantele pot să-ți vorbească și plantele îți spun să le alegi. V-a vorbit vreodată vreo plantă să vă spună, asta este menirea mea, domnule academician, să vă spună planta. Da, cu cât ne apropiem de natură, cu atât înțelegem misterele ei.
Ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost această observare și comunicare cu plantele, cu arborii, cu natura în general. Și de multe ori, fără să-mi dau seama, descoperam o plantă care n-a fost folosită niciodată. Și aducând-o în laborator, am făcut dintr-o plantă obișnuită nemedicinală o plantă activă pentru oameni. A existat acest lucru. V-a vorbit planta? V-a spus, iată-mă, alege-mă. Prin felul ei. Plantele au, de fapt, și ele suflet. Tot ce este viu are un suflet în ele. Și acest lucru mi-a plăcut foarte mult la doctorul Bach, îi spun Bach, terapia florală a lui Bach. De fapt, Edward Bach este din Scoția, este englez și el a intuit un lucru pe care noi, oamenii de știință, nu l-am putut intui. Și a înființat terapia florală. Avea această putere de comunicare cu florile în special și din flori făcea niște extracte care nu se adresau suferințelor fizice și se adresau direct sufletului. Asta e terapia florală Bach, acestui englez Bach. Deci, bolile sufletești de care chiar la început am spus că pleacă toate relele, pot fi vindecate, așa cum s-a vindecat acest medic englez extraordinar, care a fost diagnosticat la vreo 35 de ani, a avut o hemoragie puternică, l-a operat și avea un cancer și i-a dat 3 luni de trăit. Iar el a sfidat, fiind și el medic, a sfidat asta, a început să lucreze din ce în ce mai mult, s-a preocupat și s-a perfecționat și a mai trăit încă 30 de ani după pronosticul acesta, care este cea mai mare greșeală. Cum poate un medic să spune că voi trăi 3 luni, 4 luni sau 6 luni? Adică asta folosește o statistică? Da. Pentru un caz unic? Fără să-și dea seama că fiecare om e la persoana întâia singular. Așa suntem. Și apoi, când ți se spune un lucru de către o persoană serioasă, de către o autoritate, tind să te conformezi lui. Da. Trebuie să fii smintit. Statistica mie nu spune absolut nimic. Da. Absolut. Nu este relevantă pentru mine. Nu este relevantă, da. Și în plus, apropo de vârstele noastre, exact. Ni se spune statistic că orizontul de viață, speranța de viață, putere este, nu știu, zicem, 3 ani. Și la 3 ani, noi suntem datori să murim. Să murim. Dar cum e și statistica, de exemplu, în Nepal, șansa de supraviețuire față de noi e 43 de ani. Da, dar noi cât avem acum? 72, 76, ne apropiem de 8. De ce? Fiindcă copiii între 0 și 2 ani mor 50%. Și asta scade statistic. Aici este problema. Boli tropicale, mușcători de șerp, subnutriție și așa mai departe. 50% supraviețuiesc, 50% mor. Și atunci vă dați seama cum scade acea șansă de supraviețuire. Da. În schimb, am întâlnit înțelepți care au depășit 100 de ani și Întâlnit personal înțelepți? Ne spune. Așa cum sunt șamani acolo. Acolo sunt. Ne relatați o întâlnire cu un înțelept centenar sau peste. Da, peste. Din Tibet veneau în Nepal la Lumbini. Lumbini, cei care nu știu, este locul de naștere a lui Buddha. Buddha s-a născut în Nepal. Deși indienii îl revendică, dar și atunci, în perioada istorică respectivă, Nepalul era independent, nu aparținea Indiei. Și atunci din Tibet, prin trecătorile foarte înalte și grele, vin pelerini până la Lumbini. Asta înseamnă cel puțin 1200 de kilometri.
pe acest drum al pelerinilor, din loc în loc, cam la 8-10 km, este câte un mic templu pe care e inscripționată rugăciunile lor tibetane și acolo e locul de odihnă, ca să se odihnească. Iar foarte mulți din acești pelerini veneau într-un mod foarte interesant. Făceau doi pași, se întindeau pe pământ ca să atingă cu fruntea pământul, se ridicau, iar făceau prosternarea aceasta. Prosternarea continuă timp de 1000 de kilometri. Vă dați seama ce putere spirituală. Și am urmărit un astfel de pelerin, n-avea decât o trestuță și cu câteva grăunțe, dar era, pur m-am aflat de la colegii mei, acești asceți trăiesc foarte puțin. 4-5 grăunțe de orez le mestecă toată ziua și absorb absolut toată energia care există în ele. Când ajungeau la un râu, se dezbrăcau, se cufundau în apă, își punea cămașa lungă, că atât avea, și pleca mai departe. Foarte interesant. Vedeți ce înseamnă forța spiritului. Învinge și, toate greutățile materiei. Forța spiritului se vede în traiul simplu. În traiul slăbiciunea simplu, spiritului se vede în traiul complicat și complex. Foarte frumos pune și în Biblia, săraci, fericiți sunt cei săraci cu Duhul, dar nu în sensul prostiei sau sărăciei spirituale, cât mai simplu, sancta simplicitas, vedeți? Sunt lucruri cu care trebuie să ne obișnuim încet, încet, ca să simțim că trăim cu adevărat. Să trăim simplu și probabil terapia destinului nostru este foarte simplu și spuneați, și asta mi-a rămas în mod special despre această, cum să-i spun, un sfat trinitar, 8-8-8, despre ce cele trei opturi, da, este unul, sunt vreo 30 de ani în care încerc să respect. Adică plec de la următorul lucru, este foarte bine ca fiecare să ne creem la o anumită vârstă un stil de viață. Un stil de viață. A meu este 8 ore de muncă activă, 8 ore de odihnă activă și 8 ore de relaxare, de somn. Dar asta nu înseamnă că fiecare. Unii muncesc 10 ore, dar măcar 6 ore să rezervați părții cele mai frumoase din viață. Măcar 6 ore din cele 24. Da. 24, dar 6 ore. Ce înseamnă asta odihnă activă? Nu televizor, nu cu capul în tavan. Înseamnă mișcare, să alegi sportul care îți place mai mult, mai ușor și după vârstă. Și în special relațiile interumane cu prietenii și mai presus de toate să dedicăm măcar o oră zilnic familiei, dialogul între părinți și copii. O oră zilnic, măcar o oră zilnic. Da. Deși toți sunt preocupați, lucrează și soția și bărbatul, dar o oră să dedicăm, fiindcă un popor cu adevărat în evoluție începe în viața de familie. E piatra de temelia societății, familia. Da. Și relațiile dintre copii și părinți trebuie să le dăm atenție. Înainte și am beneficiat de asta, erau cei 7 ani de acasă, care formează omul, în fond. Școala mai puțin, din păcate biserica și mai puțin, fiindcă nu toți au timp sau nu știu cum să explic acest lucru, a formării viitorului om cu adevărat. De aici trebuie început. Ponderația în toate, dar e foarte greu, domnule Bojo, să fim ponderați. Cum ne aducem aminte că am depășit, am stricat iar echilibrul nostru? Vă spun. Deci, am spus, fiecare ne facem schema, stilul de viață pe care
îl respectăm. Nu putem totdeauna. Sunt excepții multe. Astăzi, de exemplu, nu pot respecta stilul. Pentru că suntem aici, da, în emisiune. Mâine călătoresc. Da, iar nu pot. Da. Dar ceea ce este important pentru toți este ca să nu facem din excepții stil de viață, regula, cum se întâmplă din nefericire în 80% din cazuri. Din excepții transformăm stilul de viață în non-excepții, vedeți? Da, aici marea greșeală pe care o comitem. Da. Și atunci, să mâncăm la ore fixe, da, dacă se poate, să amestecăm mult? Mult. Da, de ce? Eu, de exemplu, mănânc cam la 3 ore. La 9, la 12, la 4, la 6 și, da, în fine, și ultima... Mâncați la... cea mai ușoară. Ușor, seara, așa, la 8-9. Și asta îmi face foarte bine, fiindcă în 3 ore digestia e completă. S-a terminat și poți să mai încarci motorul cu puțin carburant. Iar un lucru care l-a spus foarte bine, să nu înfulecă. Majoritatea oamenilor înfulecă. Bagă în ei, efectiv. Da, bagă în ei. Da. Alimentul trebuie mestecat, chiar și supa, de 10 ori în gură, înainte de a-l înghiți. Da. Alimentele tare, de 15-20 de ori. Fiindcă prima digestie, cea mai importantă, să facem cavitatea bucală. Mm-hmm. Sunt enzimele care transformă alimentul în substanță nutritivă și scutește stomacul să facă acest lucru, dacă înfuleci. Cât de simplu să mestecăm mai mult. Exact, exact. Formă, temperatura e foarte importantă. Mulți mănâncă supele, ciorbele, ceaiul fierbinte. E cea mai mare greșeală. Fierbintele acesta distruge sistemul enzimatic, enzimele la 37-38 de grade mor. Și mai e un lucru învățat din medicina ayurvedică. Caldul și recele prea puternic, deci peste 40 de grade transmite un impuls negativ ficatului și deteriorează și funcția hepatică. La fel și recele, nu din frigider, cum scoți, lasă la temperatura apropiată a camerei 8 grade, cam e temperatura ideală, și până în 40 cele calde. Deci între 8 și 40. 8 și 40. Dar nu mai folosim focul, domnule Bojor, atunci legat de... tot bucătăria fără foc. Lasă-vă gândiți să... Da, asta putem folosi focul pentru o ciorbă? E necesar și acest lucru. Există și anumite alimente care crude se pot face supe. Da. Chiar era o fostă învățătoare de la Piatra Neamț, Madame Ibrianu, care a inventat bucătăria fără foc. Și toate preparatele, începând de la aperitive, la până supe, la desert. Și până la desert, și a fost invitată și în Franța această personalitate, care era deosebită de multe ori. La Piatra Neamț, când mă duceam, treceam pe la... și colaboram cu ea foarte bine. Deci sunt alimente care este foarte bine, dacă sunt sănătoase, netratate chimic, nechimizate, cât mai multe crudități. Da. Este hrana vie, așa hrana se vie. Numește, spre deosebire de hrana moartă. Prelucrată. Prelucrată. Și mai pot să dau un mic sfat, totdeauna când aveți o mâncare mai copioasă, începeți totdeauna cu crudități. Și după aceea puteți mânca și mai gras și mai și carne și proteine și la sfârșit terminați tot cu ceva crud, cu ceva viu. Depinde un fruct la sfârșit, se poate? Da, se poate, da, foarte deși bine. Mulți spun că să nu amesteci fructul cu... Depinde de ce fel de fruct. Vedeți chestia și de pH-ul și de multe, dar ce s-a constatat? În felul acesta, dacă începi cu carne, de exemplu, imediat hematiile ajung la
de la 9 cât e normal, globule albe, hematiile, ajung la 20.000 imediat. E un corp străin introdus ca o infecție în organism și atunci luptă cu ele, așa. În cazul în care a început cu roșii, cu fructe, cu ardei, cu nu știu ce, crud, rămân la nivel normal. Carnea este un corp străin pentru noi? Este important lucrul acesta vis-a-vis de dieta vegetariană sau... Da, acum, în stadiul nostru de evoluție, inclusiv eu, mă consider omnivor. Da. Deci, am nevoie și de proteine animale, nu numai de proteine vegetale, care sunt mai sărace și aici e foarte important, cu 5 aminoacizi esențiali. Pe care n-ai de unde să iei. Pe care n-ai de unde să iei decât acolo. Din și sunt foarte importanți pentru creștere, pentru sistemul cerebral, pentru absolut toate. Deci, orice limitare, să zici că ești numai vegetarian sau carnivor și mai puțin vegetarian, este dăunătoare sănătății. Un regim. Și aici, fiindcă ne apropiem și suntem deja în post, e foarte important și postul. Postul. Curățenia sezonieră, se spune. Exact, curățenia sezonieră și sunt foarte bine aranjate zilele de post, cu mici deslegări, ca să aduci și alte substanțe care sunt interzise în timpul postului, cu deslegări eșalonate bine, dar postul nu este indicat copiilor în creștere și nici celor care au depășit 80 de ani. Și nu mai vorbesc celor care suferă de anumite afecțiuni, aici e altceva. Acolo, dieta va fi precizată individual. Atât copiii, cât și bolnavii, cât și vârstnicii pot postia spiritual. Spiritual, da, un post superb. Știți ce mă gândeam? Acum avem 3-4 minute. Să ne recomandați un ceai pentru sezonul acesta. Care e un ceai bun pe care să-l bem zilnic? E legat de plante, e legat de activitatea dumneavoastră fundamentală. Foarte pe scurt, ceai. Există un singur tip de ceai adevărat. Este Thea sinensis. Ceaiul negru și ceaiul verde. Celelalte din plantele noastre, francezii au denumire de tisan. Noi nu avem o denumire specifică și atunci le spunem ceaiuri, merge cu, ceaiuri medicinale sau ceaiuri alimentare. Știți? Și acum, pentru o bună digestie, la, în special la primii ani, la frageri, este ceaiul de chimion și anason. Chimion și anason pentru copii de 6 luni, un an sau 2 ani. Da. Așa. Pentru noi aș recomanda totuși ceaiul verde, chinezesc, un puternic antioxidant. Da. Iar seara recomand ceaiul de tei, levănțică și păducel, amestec în părți egale. Este un foarte bun sedativ natural și protejează și vasele coronariene ale inimii seara. Deci, așa. Iar, atenție, nu depășiți 40 de grade cu care v-am spus mai înainte. Da. Pentru, și mai e un lucru, îndulcit cu miere, mierea își schimbă structura dacă e fierbinte. Fierbinte. Și atunci trebuie să se răcească. Să se răcească și să nu se poate îndulci cu miere. Și la ora actuală natura ne-a dat xilozidul și steviozidul, edulcorante naturale din plante. Care pot fi folosite. Care pot fi folosite în special la diabeticii de tipul 2 și la persoanele dispuse la obezitate, care e prohibit pe dulciurile. Da, deci, dacă cunoaștem mai bine legile naturii, putem să facem un pas înainte. Domnule academician, a fost o bucurie să călătorim prin imaginile cunoașterii. Și prin universul cunoașterii. Pentru că Arnaud de Jardin a fost un călător și un realizator de televiziune pentru Franța. Cred că această carte din partea editurii Herald
este potrivită pentru spiritul discuției noastre și vă oferim cu tot dragul. Vă mulțumesc foarte mult și într-adevăr nu am și îmi face plăcere, fiindcă în fiecare zi învățăm ceva. În fiecare zi învățăm ceva. Dacă ați vrea să încheiați dumneavoastră emisiunea cu o propoziție, vă rog, care ar fi aceea? Un mesaj către țara românească. Doresc tuturor românilor, indiferent de naționalitate, acesta este adevăratul patriotism, indiferent de naționalitate, să-și iubească țara în care s-au născut, să o ducă mai departe și în acest sens să ne unim cu toții în cugeți și simțiri. Acesta este mesajul nostru pentru a trăi mai bine mâine. Îmi permit să adaug că 1 decembrie acesta este în fiecare zi, chiar dacă vom fi în ianuarie, în februarie exact. Sau în martie. Exact. Avem un 1 decembrie în inima noastră. Vă mulțumesc, domnule academician Ovidiu Bojor. Mulțumesc!